Dacă în 2015 suma alocată de Casa de Sănătate Olt pentru asistența medicală stomatologică a fost de 559.000 de lei, anul acesta s-au mai pus 20.000 de lei. Practic, unui medic dentist se decontează în fiecare lună servicii medicale în valoare de numai 1.600 de lei. Suma este în permanență, este și va fi insuficientă. Cererile în permanență vor fi crescute și vor crește. Problema care se pune este posibilitatea de a avea fonduri pentru continuarea desfășurării asistenței de medicină dentară. Chiar dacă suma este un pic mai mare, sunt și medici mai mulți care au solicitat încheierea unui contract cu Casa de Sănătate. De data aceasta, fondurile au crescut. Medicii stomatologi ar trebui în momentul ăsta să fie mulțumiți. Problema care se pune este că la bugetul care ni s-a repartizat, tocmai acum, în iulie, pentru anul 2016, a crescut numărul de solicitare din partea medicilor. Și atunci, suma care a fost mai mare, dintr-o dată, rămâne falsă, pentru că solicitările medicilor fiind multe, atunci repartiția se face pe mai multe cabinete stomatologice. Fiind multe cabinete stomatologice, suma va fi mai mică ca să revină fiecăruia în parte câte ceva. Medicul Doru Coca face medicină dentară de foarte mulți ani și spune că marea problemă este modul în care sunt gestionați banii. În rest, cu sănătatea dinților nu se stă nici mai bine, nici mai rău decât înainte de 89. În vechea perioadă erau mai bine dirijați banii și erau mai bine controlați atât medicii cât și pacienții. Astăzi nu se face niciun fel de control din partea medicilor, din partea școlilor, din partea caselor de sănătate, de unde sunt aglomerații mari de copii. Și atunci, bineînțeles, orice sumă care s-ar aloca într-o direcție este direct vărsată ca pierdută. Conform unei statistici a Direcției de Sănătate Publică Olt, în județul nostru există aproape 100 de cabinete stomatologice, 3 sferturi dintre ele fiind în mediul urban. Cu Casa de Sănătate au contracte încheiate doar 26 de cabinete, unde activează 32 de stomatologi, dintre care 19 din mediul rural și doar 7 de la oraș. De ce atât de puține? Răspunsul ni l-a oferit directorul Casei de Sănătate Olt, Florin Ciocan. Pentru o sumă atât de mică, medicii nu mai încheie contracte ca să nu se complice cu documentația extrem de stufoasă pe care trebuie să o depună la CJAS.